Mă voi folosi de cuvinte, scriu ce este mai presus de cuvinte. Ca să descriu tăcerea care grăiește, ca să descriu desăvârșirea, ca și cum aș săpa într-o poartă valurile mării sau chipul vântului. Dar mă voi folosi de cuvinte până unde nu mă vor mai urma. Și așa cum atunci simți ca și un har, fă-le dar tu lumină, vasă lumină, ca să mă pot apropia. Aceste lumini, aceste iertări, plecați genunchii inimii. Numai lumina poate ierta îndumnezeind. Numai omul se poate ridica din mâini și din moarte, din cumplita sa vină, pentru că el poate plânge căința, adevărata sa naștere, poate începe în rânile sale, el se poate întoarce din moarte, cu fața sufletului scăldată în lacrimi. El poate fi iertat de lumină. El poate fi vas acestei lumini, așa cum nici cerul nu poate fi, prin iubire și jertfă.